Vieltostavolt, iată ce zice Domnul. Fiecare în dreptul lui să vegheze, zice Domnul. Ca șoapta străină, zice Domnul, care vrea să facă tulburare și dezbinare, să fie dată la o parte de puterea celui prea înalt, zice Domnul. Să nu ascultați șoapta care vine de la vrăjmașul. În adevărul meu și în dragostea mea să rămâneți, ca să rămână planul străin de rușine și să rămâneți în unitate sfântă, zice Domnul. Căci iată se vor vâri mulți, zice Domnul, care vor căuta, spune Domnul, să aducă învățăturile lor, să aducă, zice Domnul, cuvintele lor. Dar iată, cuvântul meu dă viață, iar cuvântul străin dezbină. De aceea fiecare să fie vegheator în dreptul lui, să caute pacea, să caute sfințirea, să caute apropierea de mine, zice Domnul. Și la nivelul minții fiecăruia care caută aceste lucruri, voi vorbi eu și îi voi descoperi, zice Domnul, ca să rămână treaz și să nu asculte șoapta străină, zice Domnul, căci vreau să dau lumină, vreau să dau călăuzire fiecăruia, vreau să dau rezolvare greutăților și situațiilor cu care veniți înainte. Întia mea și vă proșterneți, mila mea de Dumnezeu este mare, zice Domnul, și voi lucra cu îndurare, dar fiți înțelepți ca șerpi și la o răutate ca porumbeii, ca slava mea să se vadă și puterea mea să vă ridice, zice Domnul. Amin, amin.